zici, scria l'Echip, fotbalul era pe locul 7 între sporturile practicate în Australia, acum să știți că e pe locul 1. Deci nici măcar rugby-ul ăla în 15, de calitate și nu prea, pentru că tocmai weekendul ăsta, eu care sunt la curent cu tot ce mișcă în lumea sportului, pot să vă transmit că Australia a jucat două meciuri test contra Republicii Irlanda, unul la Sydney și unul la Brisbane, și scorul este de 1-1. Și acum vor juca al treilea meci weekendul următor ca să vadă care câștigă aceste test meciuri. Deci nici la rugby nu mai sunt ce au fost. Irlanda, în mare formă în turneul celor 6 națiuni în ultimii ani, a reușit să învingă deci Australia pe teren propriu. În aceste condiții nu e de mirare că fotbalul a devenit totuși sportul numărul 1 la antipozi. Naționala Australiei, care sigur nu joacă fotbal, evident, e mult spus așa ceva, dar care te poate împiedica să joci fotbal. Franța a fost într-adevăr ridicolă și de notat, de întrebat, așa este, cum de Samuel Umtiti, fundașul Barcelonei, n-a luat roșu la Hențu pe care l-a comis în careu în fața Australia, un arbitru argentinian, că nu mă înșel, acesta a avut nevoie de arbitrajul video, altfel n-ar fi acordat penaltiul la Griezmann, și de asemenea Goal Line Technology a salvat pe francezi la golul lui Paul Pogba, între timp anulat de FIFA. FIFA, care este scrupuloasă la aceste situații, a acordat golul unui australian în propria poartă. Deci cam asta a fost, dar încă o dată de remarcat din punctul meu de vedere acest lucru. În momentul în care deschizi scorul la Cupa Mondială, eviți să mai joci. Până când adversarul nu vine total peste tine și nu te egalează, tu nu mai dai senzația că te-ai preocupa. Ăsta este un fenomen pe care nu-l constatăm de ieri de azi. Și durează în fotbal, mai puțin sigur la meciurile din competițiile interne, pentru că acolo campionatul e lung, nu-ți poți permite să joci toate meciurile la 1-0. Dar deja și în cupele europene, când ai saci în căruță, știm foarte bine, iar la echipele naționale, de fiecare dată, în preliminarii, la competițiile oficiale, imediat cum o echipă marchează, ea refuză jocul. Mexicul, care a fost seducător 35 de minute până la golul lui Lozano, n-a mai jucat strict Moria, dublă Moria, cum ar spune comentatorii de la TF1, care au transmis partida, absolut nimic după ce au marcat. Pe ei nu-i mai interesat decât, chiar și ajungând în situație de 3 contra 2, la pe contraatac au fost a 3 astfel de situații, nu jucau să marcheze, jucau numai să treacă de timp. Să treacă timpul, să câștige un pic de spațiu de ăsta, să arunce mingile, să până repuneau săsălăii, ei să se poată reașeza în teren. Este strigător la cer. La ce să te bucuri în condițiile astea? Ai dat un gol și după aia stai cu sufletul la gură să nu te egaleze ăla. Bă, toate echipele au jucat așa. Chiar și Croația, nu am mai pomenit-o, jenantă cu Nigeria. Nigeria e o echipă de să-și dea cap în cap toți. Pic de fotbal nu știau, n-au niciun jucător. În afară de John Obi Mikel, ăla care e și capitan, experiența lui în Premier League, niciun fotbalist nu este. De asta nici nu mai apar talente. Păi, clar putem să spunem că în afară de ăștia ai Ronaldo, Messi care a ratat sigur primul lui meci, dar asta e, știm că poate să câștige de unul singur data viitoare. Și Ronaldo, Messi și Neymar ăsta, chiar că în rest nu știu fotbal. La ce să te uiți? Suntem ca în fața unui Eurovision dintre ăla, unde într-adevăr încerci să te atașezi de melodii, deși toate sunt proaste, fiind în prima audiție în general. Asta nu e un avantaj pentru muzică, trebuie să o mai auzi de câteva ori ca să te obișnuiești cu ea. Cam așa suntem noi la Cupa Mondială. Ne prefacem că ne uităm la niște meciuri interesante. În realitate, niciun interes. Da, e atmosfera, arată frumos, sigur. Stadioanele, nici n-a plouat, temperatura este ideală deocamdată, nu te poți plânge de căldură. Spectacol cât de cât multicolor în tribune, din punctul ăsta de vedere, da, e o reușită. Nici televiziunile nu transmit foarte bine, să recunoaștem că nu sunt imagini senzaționale, aproape deloc. E în scădere în orice caz transmisia TV, la nivel internațional mă refer. Și meciurile sunt de joasă calitate, n-aș da mai mult de 5,5 competiției până în acest moment. Bun, mâine avem 3 meciuri care tot așa ne vor adormi în fața televizorului. Suedia cu Coreea de Sud,
lamentabil. Coreea de Sud, cred că este după Arabia Saudită cea mai slabă echipă de la Cupa Mondială, deci n-ar trebui să vedem nici două pase la ei. În orice caz, nici un șut pe poartă nu poate să tragă Coreea de Sud. Suedia n-are cu cine, deci va fi o bătaie de joc. Va debuta statul Panama mâine în fața Belgiei, considerată una dintre favorite. Panama, doar să nu se facă de râs, am văzut și declarația antrenorului lor, așa a anunțat astăzi titularii, este o premieră la această Cupă Mondială, cu 24 de ore înainte, selecționezul columbian al statului Panama a anunțat echipa tip, evident jucători necunoscuți, și în fine Anglia contra Tunisiei. Tunisia are un pic de suflet, dacă se enervează scot cuțitele pe teren și strigă Allahu Akbar. Ne putem aștepta și la asta dacă nu le iese treaba. Anglia, atenție, ar trebui să joace cu poarta goală, întrucât este considerată naționala cu cei mai slabi portari din lume. Deci englezii, și dacă ar fi adus 10 portari la Cupa Mondială, n-avea unul capabil să prindă o centrare. Deci acolo ăsta e punctul slab al Angliei, să nu-i tragi pe poartă. Dacă Tunisia va trage un șut pe poartă, probabil că va fi gol. Mă îndoiesc că tunisienii vor trage foarte mult pe poartă, că nu-i interesează. Mă aștept la meciuri de-astea insipide. În orice caz, Anglia, dacă deschide scorul, a încetat să mai joace fotbal. Poate Belgia totuși să tragă, dacă dă un gol repede, să zicem, îi înșiră Eden Hazard de la centru terenului, ce știu ce se întâmplă, au tracă aia din Panama, poate să încerce Belgia eventual să mai dea un al doilea gol. Încă o dată, ca să revin la meciul Croației cu Nigeria, unde totul s-a terminat cu 2-0, că poate cred unii că ar fi jucat croații să marcheze, nu. Al doilea gol a fost din penalti, vă reamintesc, iar primul a fost un autogol. Capul din plonjon al lui Mandzukic, în urma unei lovituri de colț prost bătute de Modric la prima bară, se ducea 2 metri pe lângă poartă. Deci mingea se lovește de picioarele, ca la pinball, de picioarele unui jucător din Nigeria și intră în poartă. Nu avea nicio treabă Mandzukic cu ăla, deci ei n-au jucat să marcheze. Avea o posesie pentru că nu era în stare aia să țină de minge. Și ca să încheie această primă reprezentație legată de campionatul mondial, zile vor mai fi destule, dacă ați urmărit cu atenție, n-au dispărut clișeele teveriștilor noștri preferați, de exemplu, eterna expresie nefericitul. Asta o auzim cel mai des. La orice autogol, nu există comentator TVR din istoria televiziunii, deci de la Grau și Pumnea încoace, să spună alte expresii atunci când cineva își dă un autogol. Este prim planul pe jucătorul respectiv. Vei auzi totdeauna comentatorul TVR spunând asta. Nefericitul. Dar ei nici măcar nu încearcă să iasă din clișeele astea. Au 4 ani la dispoziție până la următoarea Cupă Mondială. În Qatar tot ăștia o să fie, tot furdui, tot ăștia. Da? A, total aiurea, arată o cară furdui expresia asta de cel puțin 5 cupe mondiale. Numai asta spune, total aiurea, cum trage unul un șut, n-are decât expresia asta. N-au familie ăștia, n-au colegi, n-au șefi, da? N-au pe nimeni să le spună la un moment dat, bă, dar mai ieșiți și voi dracul din clișeele astea, nu se poate să te plimbi în toată lumea să fii la fel de prost. Da, deci este jenant absolut. Da, sigur, cei mai mulți dintre cei care urmăresc Cupa Mondială se uită așa, cu semințele, la un ecran aflat prea departe, cu o bere proastă, în general, în față, într-o companie destul de modestă, că asta e. Acum, nu putem să avem toți anturaje interesante și contează prea puțin ce spune boul ăla. Da? Dar, în general, cam așa este și astea sunt lucruri pe care, evident, n-aveam cum să nu le taxăm. Trebuia să fac un anunț la începutul emisiunii, dar era destul de greu să începem cu altceva decât campionatul mondial. Ne va vizita, dacă totul merge bine, la începutul lunii viitoare, în principiu pe 2 iulie, Dan Alexe, cel care a avut cea mai interesantă luare de poziție via caricatura din Charlie Hebdo, apropo de scandalul creat în urma caricaturii și, mă rog, a prezentării trofeului de la Roland Garros, la modul la care, știți, am dedicat și neaproape o emisiune evenimentului respectiv, cum a fost văzut el în presa de satiră din Franța și respectiv cum a fost comentat în România. Bine, Dan Alexe m-a contactat astăzi și mi-a propus să-l invit în emisiune. Sigur că sunt de acord să îl invit. Va fi o emisiune în care nu o să monopolizăm discuția probabil numai despre acel incident. O să vorbim despre mai multe. Avem și noi ocazia
să vorbim cu cineva care cunoaște ce se întâmplă în lumea asta occidentală, destul de ascunsă nouă. Dan Alexe, trăind în Belgia, are o altă viziune, vede altfel lucrurile. Poate că va fi interesant să vorbim și despre politica de la noi și despre cum sunt văzuți românii pe acolo. Chestiuni care vor ieși din tiparul natural al întrebărilor și răspunsurilor clasice la o televiziune din România. Poate dacă ne iese, cine știe, și omul nu este chiar foarte grăbit să facem mai multe emisiuni, dacă poate să rămână în țară, pentru că avem despre ce să vorbim, să vorbim și despre literatură, literatura modernă. Domnul Alex este și scriitor, va veni cu romanul pe care tocmai încearcă să mi-l vâre pe gât până la emisiune. Sper că voi avea răgazul să-l citesc până pe 2 iulie, în plin campionat mondial și cu toate evenimentele care se întâmplă în Mercato sau pe piața politică internă, nu o să fie foarte ușor, plus atâtea seriale de urmărit, nu le poți lăsa pe toate deoparte. Da, fine, i-am promis că o să fac și asta și vom avea așadar subiecte destule. Bun, a fost în acest weekend de comentat întâlnirea puțin bizară între primul ministru al Estoniei și doamna Viorica Vasilica Dăncilă, în calitate de prim-ministru al României, la Constanța, după ce, iarăși, o dorong tronc, estonienii, prietenii noștri baltici, pe care îi avem la suflet și am lăudat de atâtea ori în această emisiune, una dintre cele mai interesante țări europene, au deschis o linie aviatică directă cu o companie de-a lor, Nordica se numește, între Tallinn, capitala Estoniei, și Constanța, principalul port la Marea Neagră. Bizar așadar această ieșire, doamna Dăncilă a fost acolo la tăiatul panglicii. Bineînțeles că au fost câteva gafe, așa e când nu te pricepi la nimic. În primul rând n-au știut să aranjeze steagul Estoniei, ai noștri, punând albul sus, deși albastru este deasupra, albastru, negru, alb este steagul acestei țări baltice. De altfel, culorile sunt destul de interesante. Dacă bine mă gândesc, în afară de Botswana, nu știu o altă țară pe glob care să aibă aceste trei culori pe drapel, albastru, alb și negru, dar asta spun acum spontan, nu știu, poate o mai fi și altele, în orice caz în Europa este steag unic acesta. N-au știut ai noștri, s-a dus primul ministru și l-a reglat el însuși, cu albastru ăla deschis, bleu ciel deasupra, apoi negru la mijloc și albul jos, ai noștri bineînțeles că îl puseseră invers, cu albul deasupra, probabil gândindu-se, nu știu, la drapelul Bulgariei sau habar n-am. Doamna Dăncilă s-a bâlbuit așa cum este stilul, în sensul în care nu-și mai amintea numele de familie al premierului estonian. A fost până la urmă, să spunem, o întâlnire interesantă, dar tot n-am priceput ce vor să facă estonienii cu această linie aeriană. După ce se termină sezonul de venit la mare, probabil ăsta e scopul, de-aia direct la Constanța. Nu există cursă directă, vă reamintesc, n-a fost niciodată în istorie între București și Tallinn. Trebuie să te duci cu escală la Praga, la Frankfurt, pe unde te mai poți duce. Să pui o cursă aviatică directă între Tallinn și Constanța, fără ca noi să avem vreun merit, iată, am putea interesa așadar țările baltice să vină să facă turism pe litoral. Asta nu s-a mai întâmplat de pe vremea lui Ceaușescu, când balticii erau de fapt sovietici. Și nu-i mai distingeam, atunci mai degrabă vedeam redegiști, vedeam polonezi, vedeam cehoslovaci, ăștia care n-aveau ieșire la mare, la Cehoslovacia, Ungaria, n-aveau ieșire la mare, Germania de Est avea ieșire, dar marea era prea rece, Polonia la fel, și atunci sigur că veneau la noi și la bulgari, da, poate chiar mai mult la noi, unde litoralul, chiar dacă n-are niciun pic de relief și este totalmente plat față de cel bulgăresc, atrăgea probabil prin calitatea serviciilor și chiar a plajelor. Astăzi însă ce mai faci în România? Doar să-mi spuneți că Estonia trimite cetățeni ca să se distreze în cluburi la mare. Bănuiesc că se pot distra la Sankt Petersburg, unde te duci pe jos. Să nu spuneți că ea n-au cluburi, sau dacă nu în Finlanda sau în celelalte țări nordice, unde Estonia are legături excepționale. Dar, în orice caz, a fost acest eveniment. Apoi, iarăși de comentat în acest weekend, este retragerea din funcția de președinte al PMP, domnului Traian Băsescu. Extraordinar momentul, dar Traian Băsescu nu părăsește, din păcate, de tot politica. Din păcate, sigur, pentru destinul său politic, ci mai degrabă
lasă să treneze acea oribilă titulatură de președinte de onoare al unui partid care practic n-a existat niciodată. Este vorba de acest PMP, a fost un eșec politic, noi am spus lui Traian Băsescu atunci, cred că am fost singurii din societatea românească, nu din media, din societatea românească, cred că singurii am fost, că în ziua lansării PMP-ului am spus pe post că acest partid s-a născut mort. N-are nicio șansă, deși atunci Traian Băsescu era verde, iar doamna Udrea, pentru care se pregătea, sigur, construcția acestui partid, era în plen formă. E bine, iată că între timp Traian Băsescu a obosit, i-a expirat licența după propria